Doi bărbați din Maramureș au fost surprinși de jandarmi în timp ce tăiau ilegal material lemnos dintr-o pădure din localitatea Curmeniș. Un echipaj de jandarmerie, aflându-se în misiune specifică de prevenire și combatere a delictelor silvice, pe raza localității Curmeniș, județul Sălaș, a depistat marți 20 mai doi bărbați care au tăiat ilegal material lemnos dintr-o pădure din apropierea localității. În urma verificărilor efectuate, jandarmii au identificat pe cei doi bărbați, unul de 27 de ani și celălalt de 40 de ani, ambii din localitatea Păienile de Submunte, județul Maramureș, drept cu ajutorul unui motofierăstrău mecanic, 7 arbori nemarcați, din speciile fac și gorun, cu diametre cuprinse între 22 și 40 de centimetri. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Jandarmi Sălaș, după inventarierea și cubarea materialului lemnos tăiat ilegal, s-a stabilit cantitatea de 3 metri cubi, care a fost ridicată de la făptuitor și predată reprezentantului ocolului silvic, prejudiciul rezultat fiind de aproximativ 600 de lei. În cauză, jandarmii le-au întocmit celor două persoane actele de constatare a infracțiunilor flagrante de tăiere fără drept și furt de arbori, fapte prevăzute și sancționate de articolele 108 și 110 din legea 46 din 2008, codul silvic. Dosarul cu actele de constatare urmează a fi înaintat parchetului de pe lângă judecătoria Jibou.